Vă reamintesc o declarație de-a dumneavoastră întâmplător exact de acum un an, pe care premierul Ponta, și atunci premier a catalogat-o ca fiind năstrușnică, spunea că doriți să nu se mai plătească cele 10,7 puncte procentuale din venitul salariatului. Când preconizați că vi se va împlini dorința aceasta? Înțeles că premierul Ponta, la vremea respectivă, era premier și când vorbeai că iei bani de la buget, sigur că imediat... Și acum este premier, dar dumneavoastră imediat, sunteți ministru. Imediat avea o problemă. Dar noi avem în programul de guvernare reducerea contribuțiilor de asigurări sociale de stat. Că o parte înseamnă de la pensii, că o parte înseamnă de la sănătate, toate sunt în asigurările sociale de stat. Deci noi avem asta în programul de guvernare. Deci când vi se va împlini dorința? S-a spus de mai multe ori, că pe măsură ce economia va crește și economia va permite, se va putea trece la o asemenea măsură. Asta vă pot spune și eu astăzi. Pe măsură ce economia românească va reuși să producă mai multă producție, mai multă valoare adăugată, atunci vom putea să spunem da, avem un buget care poate permite o asemenea măsură. Bun, previziunile pe 2013 nu par a stabili oricum asta. Oricum nimeni nu s-a gândit în 2013 și un program de guvernare pe 4 ani, după cum știți. Da. Deci în 2014 acea desfințare a CSS-urilor și o taxă de solidaritate pe sănătate ar fi o... Nu, în 2013 nu este posibil, dar trebuie să discutăm la creionarea bugetului pe 2014, care ar fi una din soluțiile care să se încadreze într-o asemenea viziune. Lucrăm la așa ceva. Probabil că atunci când vom avea gata pachetul de servicii de bază și îl vom bugeta, vom ști de câți bani va fi nevoie pentru el. Când va fi gata acest pachet de servicii de bază? V-am dat sugestii. Noi în clipa de față avem, să spunem, niște schițe făcute de comisiile de specialitate pe componenta de prevenție, pe componenta de medicină de urgență. Încă nu avem o schiță oarecum finală pe componenta de programe naționale de sănătate. Când și aceea va fi gata, sper, undeva până la sfârșitul lunii acesteia, în luna iunie să putem să facem o dezbatere cu toate comisiile, cu Comisia Națională, cu Colegiul Medicilor, cu asociațiile de pacienți și după aceea putem să spunem, aceasta este o propunere pe care o facem poporului român. Și în clipa respectivă va începe dezbaterea publică. Spuneați... Noi vrem să, scuzați-mă numai o clipă, vrem ca această dezbatere publică să fie cât mai amplă și cât mai consistentă, în sensul în care am dorit să facem poate chiar vreo 7-8 dezbateri publice în țară, cu cât mai mulți oameni din sistem sau din afara sistemului, cu cât mai multe organizații neguvernamentale care au un cuvânt de spus până la urmă în viața noastră a tuturor. Asta e foarte bine. Spuneați într-un interviu din februarie acest an că va trebui să dimensionăm pachetul de bază în limita de buget pe care o avem. Implicit asta înseamnă reducerea lui și referitor la dezbaterile publice pe care vreți să le organizați, un sondaj spune că 80% dintre români nu sunt de acord cu reducerea numărului de servicii medicale care vor fi acoperite de asigurarea de bază. Dar sondajele, bine, spun adevărul, că cine vrea să-i se ia? Evident, toată lumea vrea să-i se ia. De asta vă întreb, cum veți explica oamenilor această reducere? Să spună oamenii la adevărul. Eu am spus întotdeauna și a fost, dacă vreți, un fel de principiu de viață al meu. Cea mai bună minciună este adevărul. Pentru că în felul acesta omul și la ce se aștepte. Omul lasă minții, astăzi, de mai mulți ani, este mințit. Că îi se spune, ți se dă și cu tare și cu tare și noi toți știm că nu îi se dă. Că de cele mai multe ori se termină plafonul la laboratoarele de analiză în luna 3, în ziua 3, a 4, a 7 din lună. Că se termină banii pentru imagistică, că se duce la spital și acolo nu sunt medicamente, nu sunt materiale sanitare, că acolo trebuie să dea nu știu ce spăici în stânga și în dreapta. Deci toate astea le știm și omul le știe cel mai bine, poate mai mult decât noi, care poate nu avem de-a face cu sistemul medical public foarte des, pentru că nu suntem bolnavi, că ne ajută Dumnezeu. Deci omul trebuie să știe, începând de mâine sau începând de la 1 ianuarie 2014, în loc să spunem că vă dăm 150 de produse medicale, vă dăm numai 25. Dar alea 25 vi le dăm atunci când aveți nevoie, vi le dăm fără șpagă și vi le dăm în niște condiții de un standard minim de calitate. Asta trebuie să spunem noi oamenilor și atunci eu sunt convins că oamenii vor înțelege. Dar dacă vom reuși să ducem până la capăt, cel puțin în acest an, toate marile idei de
reașezare a componentelor sistemului. Adică, în pachetul respectiv, să spunem, foarte multe servicii se dau prin medicul de familie, foarte multe servicii se dau prin ambulatoriul de specialitate, acolo unde foarte multe lucruri pot fi rezolvate. Nu e nevoie ca omul să stea la coadă, nu știu, ori în șir, la UPU, sau să cheme salvarea, să aștepte salvarea câteva ore, să ducă la spital, acolo să-l consulte, să-l trimit acasă, după ce stă o zi întreagă, probabil pe la porțile spitalului. Pacientul, traseul pacientului va fi obligatoriu. Noi asta încercăm, să facem acest traseu nu mai pot obligatoriu și logic și omul să știe. Dom'le, am o problemă, mă duc la medicul de familie. Care va fi traseul pacientului în 2014? Deci noi credem că va trebui să implementăm totuși cu greutate, cu schimbare de mentalitate, cu nemulțumiri poate la început, dar să știe că omul atunci când are o problemă se adresează medicului de familie. Când medicul de familie consideră că e nevoie să meargă și la un medic specialist, îi face trimiterea de rigoare și o să meargă la un orelist, la un cardiolog, la un urolog, de la cas la cas. Când nici acolo nu se rezolvă problema, în sensul în care să îi se dea omului să mai facă o analiză, să mai facă o investigație și în final o rețetă și să meargă acasă, atunci sigur că va fi programat sau se va interna de urgență într-un spital public. Și ce se va întâmpla atunci când bugetul alocat pachetului de bază va fi depășit? Ce se va întâmpla cu pacientul? Noi v-am spus că pachetul de bază va fi bugetat astfel încât să fie încadrat în banii pe care i-are țara. Uh-huh. Deci noi nu și vorbim dacă apar mai mulți pacienți, dacă e nevoie de mai multe servicii. Aici este problema pe care o știți că se poartă și afară pe toate pachetele. Exact. În clipa în care este, să spunem, o cerere mai mare decât bugetul alocat, uh-huh, atunci acolo unde se poate și de foarte multe ori se poate, se face programare. Astfel încât să fie amânate anumite plăți pentru perioade, să spunem, acceptabile, rezonabile și care nu pun în pericol viața omului. Ați spus, că despre asta discutăm aici. Se vor face plăți? Nu, am spus că se face programări, că nu se pot face plăți imediate. Deci, practic, liste să putem de așteptare. Să amânăm plățile respective până când bugetul devine disponibil. Până când bugetul devine amânați disponibil. Amânați plățile către medici, către spitale, dar pacienții se pot duce când vor ei? Încercăm și o asemenea variantă, să vedem în ce măsură putem să facem până alunecare o asemenea trecere de servicii și de costuri. Lucrăm la o asemenea simulare. Pentru că până acum s-a vorbit despre liste de așteptare. Înțeleg că nu vor fi liste de așteptare pentru pacienți, ci liste de așteptare pentru spitale. Eu aș vrea să nu fie liste de așteptare pentru pacienți. Aș vrea. Nu știu dacă o să reușesc ca urmare a simulărilor pe care le intenționez. Uh-huh. Vom vedea. Avem timp până undeva septembrie-octombrie să facem toate aceste estimări, să evaluăm impactul pe care îl va produce o asemenea măsură. Bun, și atunci vom ști. Cum va putea un spital să trateze un pacient fără să aibă bani din ce îl va trata? Pe datorie? Depinde despre ce este vorba. Uh-huh. Dacă va fi probabil, să zicem, un număr de ecografii 20, vine al 21-lea pacient, ce se întâmplă? Dacă va fi ceva simplu și ieftin, este posibil ca din o anumită componentă pe care o are spitalul de a rostogoli anumite plăți, poate să intre asta cu prioritate. Dar să facem estimări. Nu-mi cereți mai mult astăzi, că n-am cum domnul să vă dau amănunte. Când vom vedea acest pachet de bază care, ca legenda meșterului Manole, se tot face, mă mir de ce nu ați lucrat și cu echipele dinainte, din guvernul Ponta 1, din guvernul Boc, care știu că au lucrat tot pe croirea acestui pachet de bază. Vreau să vă spun că majoritatea, o spun cu regret, majoritatea mai mult au spus decât au făcut. N-am găsit nimic. Și atunci a trebuit să o luăm de la zero. Din păcate, da. Cred că nici asta nu mai e important acum. Când important vedem e să dăm drumul la acest sistem. Când îl vedem? Eu sper, dacă toate lucrurile merg așa cum trebuie, ca undeva în septembrie-octombrie să putem să-l avem aprobat, publicat în Monitorul Oficial și să pregătim implementarea cu 1 ianuarie 2014. Bun, și când va fi pus în dezbatere publică? Când îl vedem? Deci eu cred că putem să-l discutăm public undeva în iulie, august, septembrie. Pentru că la începutul anului spuneați mai iunie, dădeați ca termen. Acum ați împins termenul. Mai iunie să-l finalizăm în minister. Corect, exact ce vă spuneam mai devreme. Nu, în iunie ați spus că la începutul lui iunie va fi pus în dezbatere spuneam publică. Spuneam că mi-aș dori ca la începutul lui iunie. Cred că nu este posibil. Nu e posibil. Nu cred că este posibil. Mai e o problemă. Vreau chiar să nu ne grăbim. Uh-huh. Să facem un lucru foarte serios.
Probabil că vom greși, dar aș vrea să greșim cât mai puțin. Pentru că probabil pachetul în câțiva ani de zile va fi revizuit până când vom atinge o formă acceptabilă. Pentru alcătuirea acestui pachet de bază trebuie să știți și să știm nu doar cât e bugetul și cât costă fiecare procedură medicală. Și tot dumneavoastră a spus în urmă cu câteva luni că ar fi trebuit, vă citesc, ca o instituție subordonată Ministerului Sănătății, în speță Școala Națională de Sănătate Publică, să ne spună fiecare patologie în parte cum e de cont. Dar nu ne-a dat niciodată. Exact. Pe ce date vă bazați așadar? Am cerut la 5 spitale publice și 5 spitale private, am cerut toate operațiunile, toate serviciile medicale pe care le fac și cu ce costuri reale le fac. Și vi le-au dat. Pe acele date vom face bugetarea când vom avea pachetul gata. Sunteți vă bazați pe... Da, sunt costuri reale. Eu n-am cerut tarife. Știți, de obicei, spitalele de stat își supraestimează costurile. Da, e o diferență mare de abordare între noi doi acum. Da. Deci eu n-am cerut tariful de contare. Eu am cerut costurile reale pe fiecare serviciu în parte. Deci cele care în contabilitate s-au înregistrat. Că am înregistrat 4 medicamente, 7 ace, 2 feșe, 2 cearceafuri, 4 fețe de pernă. N-ar fi fost în același... 7 medici, 2 asistenți, tot ce este acolo. N-ar fi fost firesc să lucrați cu datele de la Școala Națională de Sănătate? Ar fi fost firesc dacă această instituție și-ar fi făcut treaba. Și nu luați nicio măsură da. Pentru că nu și-a făcut treaba? Da. O faci când atunci când facem reorganizarea, vom lua cea mai dură măsură posibilă. Care? O să o aflați la vremea respectivă. Nu o spuneți înainte să știe oamenii la ce să se aștepte. Nu vă spun asta, se va vedea atunci. E o măsură dură cu referire la Școala Națională de Sănătate Publică, exact, nu? Pentru că e o instituție care, din păcate, nu își îndeplinește rolul pe care îl are prin lege. Nu ce vreau eu sau ce vrem noi, amândoi, nu, ci spune legea.